Dragi iubiți credincioși, în această zi a 40-a, ultima apostolului, să încredințăm și să-i dăruim aceste zile lui Dumnezeu ca mulțumire pentru tot ceea ce ne-a dăruit în aceste zile și ne va dărui în zilele următoare. Și în această ultimă zi să cerem lui Iisus să ne învețe să ne supunem cu bucurie voinței divine, voinții Tatălui. Să invocăm pe Duhul Sfânt, să-L invocăm pentru a înțelege Sfintele Scripturi. Vino, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a ta luminoasă rază. Al săracilor, Părinte dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Bunule mângâietor, oaspete preiubitor, dulce noastră răcorire. Tu, întrudă alinare, în căldură ești răcoare, mângâiere în mâhnire. Peste cei ce ți se închine, tu revarsa ta lumină, harul tău îmbelșugat. Pentru a omeni divină, firea întreagă, cum suspină, grav rănită de păcat. Spală ce e întinat, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit. Moaie tot ce e împietrit, încălzește ce e răcit și îndreaptă ce e greșit. Celor care te cinstesc și pe tine te slujesc, dă-le harul înșeptit. Răsplătește-a lor iubire cu suprema fericire, sus în raiul nesfârșit. Amin. Aleluia. Citim capitolul 1 de la versetul 26 până la 38. Citire din Evanghelia Domnului Iisus Hristos după Sfântul Luca. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus, bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus, nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu, vei zămisti și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger, cum va fi aceasta din moment ce eu nu cunosc bărbat? Răspunzând îngerul, i-a spus, Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămisit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șaptea pentru ea care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus, iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Iubiți credincioși, Sfânta Fecioare Marie ne învață cum să ne supunem voinței Tatălui. Sigur, ea nu știa ce o poate aștepta, deoarece era prea tânără și poate nici nu știa în ce pericol este. Știa că o femeie care poate să aibă un copil fără bărbat sau fără protecția unui bărbat poate să fie lapidată, omorâtă cu pietre. Acest lucru era în acel timp când trăia Sfânta Fecioară Maria. Însă ea a ascultat mai mult glasul Domnului și a lăsat ca minunea să se întâmple în viața ei și în viața unuia fiecare dintre noi. Când a primit buna vestire a întrupării Fiului Dumnezeu, se află în rugăciune, în dialog profund cu Dumnezeu. De aceea avem nevoie de pace pentru a primi totdeauna vestea lui Dumnezeu, vestea cea bună. Prima lecție este această pace sufletească și discernământul interior înaintea deciziilor importante din viața noastră și din viața familiei noastre. Sfânta Fecioară Maria a primit cu siguranță în sufletul ei această veste. La început a fost tulburată, apoi
cu pace în suflet. Așa trebuie să primim și noi toate vestele sau toate lucrurile și toate lucrurile care apar în viața noastră și în familia noastră. Faptul că Dumnezeu este în centrul voinței noastre, aceasta ne dă și o ușurare, precum și Sfânta Fecioară Maria avea în centrul vieții ei pe Dumnezeu. Iar lecția aceasta Sfântei Fecioară Maria de astăzi este curajul. În primul rând să avem pace, apoi să ne detașăm de fricile lumești și de comoditățile lumești. Poate nu era ușor pentru Sfânta Fecioară Maria să aibă un copil la vârsta care avea, însă a acceptat voința Domnului, curajul. Curajul de a accepta ceea ce Dumnezeu vrea să facă din noi. Iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și iată aceste lucruri, pacea, curajul și detașarea lucrurilor de lucruri lumești, face ca Fiul lui Dumnezeu să intre în viața noastră, precum a intrat în viața Sfintei Fecioare Maria. Sigur că s-a gândit că poate fi lapidată, cum spuneam, și că ceilalți din jur nu-l vor primi pe Iisus și nici pe ea. Însă dacă ea a acceptat și toate suferințele care a avut-o pe pământ, este pentru ca și noi să-l primim pe Iisus. Acum, noi trebuie să spunem și noi cu Iisus, să accept voința Dumnezeu sau nu accept voința lui Dumnezeu? Trăiesc ca un rebel sau trăiesc ca un fiu al lui Dumnezeu? Să treacă acest potir precum eu vreau sau precum vrea Dumnezeu? Depinde de ce Duh ne mișcă, ce Duh este în noi, Duhul lui Dumnezeu, care ne face docili la voința sa divină, sau un Duh rebel, care ne înlătură și ne face să fim cât mai cătrăniți în viața noastră. Iată o mărturie a unei doamne din Argentina care spune: am descoperit persoana care mă înțelege și mă iubește cel mai mult pe pământ, în timpul postului, pe Iisus Hristos. Aveam un concept despre Iisus, aveam o idee despre El, dar nu simțeam iubirea lui Hristos prin Sfânta Eucaristie, nu simțeam că este viu și că El mă așteaptă, nu vedeam păcatele mele. Iluminarea conștiinței a fost când am început să citesc Orele Pasiunii după meditațiile lui Iisus, care le-a dat Luizei Picareta. Până și un ateu l-ar fi putut vedea, spune această doamnă. Prin această rugăciune profundă a pasiunii lui Iisus, mi-a arătat Iisus cât de mult mă iubește și cât de mult a suferit pentru mine. Eu nu eram sigură dacă voi putea să ajung până la capăt, însă ea, această voință divină, m-a călăuzit să spun da fiecare zi, să spun fiat, să spun facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, cu spovada, cu sfânta rugăciune a rozarului în fiecare zi, cu sfânta liturghie în fiecare zi, sufletul meu a început să fie liber, a început să am trăit, sufletul meu a trebuit să trăiască în Iisus și cu Iisus. Sinfonia vieții mele a început în mine, viața mea, mâinile mele, buzele mele, corpul meu, tot ceea ce El mi-a dăruit, totul îi aparține, niciodată nu voi uita cuvintele scrise pe cer, fiat. În fiecare zi, de fapt, Iisus mi le dăruiește și mă invită să spun cu viața mea, fiat, facă-se voia ta. Mi-a fost suficient să înțeleg că El îmi spune, te iubesc în fiecare rază de soare, în fiecare nor, în fiecare floare, în fiecare persoană care văd. Și acum, nemai fiind iarbă, oarbă, îi răspund, te iubesc în tot ceea ce văd și fac. Iată cum Dumnezeu ne dă această sinfonie a creației și această doamnă a simțit că a fost, este iubită și este prețuită de Dumnezeu. Mai ales din un milion de embrioni, spunea ea, să te cunosc și să te iubesc. Mulțumesc voinței divine pentru dragostea imensă care mi-ai dat-o. Și o doamnă din Statele Unite spunea, Iisus în timpul postului m-a eliberat de frică, frica să trăiesc după Duhul iubirii
lui Dumnezeu în libertate și nu în frică. Darul păcii m-a inundat, mi-a inundat sufletul. Și pot spune că acum am în suflet pacea lui Hristos. Am avut nevoie de un drum spiritual, de a merge la liturghie în fiecare zi, de a medita Evanghelia lui Dumnezeu, de a face adorație, spovadă. M-am spovedit din prima zi apostolului și am început acest lucru, să văd cum toate durerile mele au început să dispară. Am început să văd cum Iisus îmi reface trupul meu și toate lucrurile prin lăcomia mea, cum am distrus corpul meu, Iisus mi l-a refăcut. Iisus radia în mine. O prietenă, după Sfânta Liturghie, mi s-a apropiat și mi-a spus: acum văd că Iisus radiază în sufletul tău și fața ta, arăți extraordinar. Mărire ție, Doamne, i-am răspuns. Un dar al lui Dumnezeu a fost acela de a mă trezi dis dimineață fără să pun ceasul și să încep să mă rog. Darul odihnei în duh. Ultima zi am simțit o eliberare, liberare în suflet și ca o odihnă în duhul meu. A fost o experiență unică. Am simțit în suflet și în corpul meu multă pace, pace din cer. Am simțit acele cuvinte ale Sfântului Paul către Filipeni: bucurați-vă mereu în Domnul. Iarăși vă spun, bucurați-vă. Bunăvoința voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape, nu vă îngrijorați pentru nimic și în orice împrejurare, cerând cu insistență prin rugăciune și cu mulțumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimele și gândurile voastre în Hristos Iisus. Iată, cu aceste cuvinte înțelegem mai mult acea bucurie care dau, această odihnă în duh pentru cei care știu, este un dar al lui Dumnezeu. Trupul se odihnește pe pământ și sufletul stă în Domnul cu o pace din cer, cu o bucurie mare. Și după această odihnă, simțim cum bucuria lui Hristos și pacea lui Hristos inundă viața noastră și ne simțim atât de fericiți, simțim că cerul a coborât în sufletul nostru și noi că am fost în cer. Sfântul Petru Crisolog spunea: postul este pace pentru trup, puterea minții, vigoarea sufletelor. Și chiar mai mult, postul este cârma vieții omenești și guvernează întreaga navă a trupului nostru. Ce frumos! Este pace în trup, putere la minte și vigoare în suflet. Exact ceea ce simțim și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care le-a făcut în aceste 40 de zile de post. Și să, cu această rugăciune, să îi mulțumim lui Dumnezeu și să-i dăruim acest timp, această experiență de convertire, de exerciții spirituale, de pace, să-l dăruim ca mulțumire lui Dumnezeu, ca să poată construi în noi voința sa divină și să ne arate drumul de spre mântuire, spre pace, spre sfințenie. Dumnezeule, Tatăl la tot puternic, îți mulțumim pentru aceste 40 de zile de post și dorim să-L trimiți pe Duhul Sfânt cu doar darul supunerii la voința ta divină, pentru că să ajungem în fiecare zi să trăim în pace, libertate sufletească și cu curaj să-L primim pe Iisus, precum l-a făcut Sfânta Fecioară Maria. Îți mulțumim pentru fiecare lucru care l-ai putut face în noi, pentru eliberarea de toate păcatele capitale, de ură, de dușmănie, de mândrie, de tot ceea ce sufletul nostru ar trebui să se libereze în această perioadă. Mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile pe care le vei face în zilele următoare și ajută-ne să fim perseverenți, constanți în rugăciune și să-i ajutăm și pe ceilalți în drumul lor spre Patria Cerească, prin Hristos Domnul nostru.
Amin. Și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra unuia fiecare dintre voi și să vă rămână cu voi toate zilele vieții voastre. Și Sfânta Fecioară Maria să vă însoțească. Amin, amin, amin.